Bună, dragilor! Iată, anul 2020 a adus cu sine un adevărat cutremur emoțional și de conștientizări. Ne-a obligat să răscolim în noi tot soiul de emoții, de fapte pe care nu le-am făcut, pe care ni le-am dorit să le facem sau nu. Am început să punem sub analiză alimentația noastră, relațiile pe care le avem cu cei din jur. Am schimbat prioritățile în viața noastră și ne-a forțat pe undeva să mai gonim după ce nu ne este cu adevărat de folos, puțin. Și a pus sub lupă foarte mult chiar sănătatea noastră, poate și partea economică, și cui ne alocăm timpul. Dar să știți că avem cu toții care trăim în această realitate o contribuție într-o proporție mai mare sau mai mică. Odată prin propriul nostru comportament, propriile noastre gânduri și emoții din trecut, cărțile pe care le-am citit, la ce am dat valoare de adevăr, pe cine am crezut mai puternic sau mai slab, cui ne-am dat puterea prin credința că ceea ce spun alții așa se întâmplă și că nu avem niciun fel de decizie, deși alegem cu fiecare clipă ce se întâmplă cu noi, chiar și prin faptul că alegem să acceptăm că ce cere altcineva sau că ceea ce se întâmplă, noi nu putem interveni. Dar în afară de aspectul individual, să ne amintim că noi suntem copiii cuiva și că ne tragem de undeva. Avem niște rădăcini și anume strămoșii noștri. Iar ceea ce trăim acum este și urmare a ceea ce au trăit strămoșii noștri și poate că nu au vindecat într-un fel sau altul. Molime au existat de-a lungul istoriei la nivel global destule și cu toții avem strămoși care au trăit în perioadele respective și care au ajuns la diverse concluzii sau diverse traume sau frici pe care nu și le-au rezolvat. Iar acestea s-au transmis așa cum se transmite pe cale genetică informația la nivel fizic. Ea se transmite și la nivel de energetic, un ADN energetic, la nivelul corpului subtil purtăm în noi rănile și conceptele și concluziile de care nu au ajuns să fie neutralizate și privite ca un punct de vedere interesant de către părinții, bunicii, străbunicii, străbunicii și tot așa până la primii care au pornit neamul nostru. Așadar că ceea ce putem face noi, individual, în afară de analiza personală de conștientizare, este să-i ajutăm și pe cei adormiți din arborele nostru genealogic să-și găsească liniștea
pentru că în această perioadă, inclusiv lor li s-a activat durerea sau din contră, eu știu, orice au trăit în perioada aceea și aceasta se transmite amplificat. Este un număr 2 care amplifică 2 și 4, da, 2020. Așa că ce avem noi la îndemână pentru a-i ajuta pe cei răposați, putem să mergem la lăcașurile de cult din ritul din care facem parte, chiar dacă nu credem în religie. Cu siguranță avem strămoși în neamul nostru care au crezut și care au nevoie de așa ceva și să-i rugăm pe preoți sau cei de acolo, din lăcașurile de cult, să citească rugăciuni pentru cei adormiți, să facă slujbe timp de un an. Puteți să lăsați scris numele celor de care vă amintiți și apoi să spuneți cu tot neamul cel adormit. Timp de un an de zile, începând data în care dați, chiar să precizați timp de un an de zile și să dați de pomană. De asemenea, puteți la fel măcar 40 de zile la rând să lăsați, să citiți și dumneavoastră și eventual să aprindeți o candelă timp de 40 de zile pentru ei acasă, să citiți rugăciuni sau să ascultați, să lăsați să se asculte în timp ce lăsați candela sau lumânarea prinsă. Tot în această perioadă, multora dintre noi li s-au activat foarte multe vrici, iar mulți am preluat din egregorul colectiv aceste frici, le-am resimțit pe noi, dar nu le-am fi resimțit dacă nu am fi avut și noi un punct vulnerabil. Și ce vă propun eu, dacă ați avut, să zicem, frică de foame, să mergeți să dați de mâncare. Dacă ați avut acutizată frica de sănătate, să mergeți să îngrijiți niște oameni bolnavi. Dacă ați citit foarte multe analize economice și v-ați îngrijorat de starea economică din viitor, să faceți pomană de bani sau voluntariat în care să nu cereți bani. De asemenea, pentru frici, mai puteți să citiți Psalmul 22 și celelalte terapii, dacă vă simțiți apropiați de alte terapii, simboluri, Reiki sau pe aromaterapie. Pe aromaterapie puteți să folosiți uleiul de lămâie, uleiul de lămâie curăță și uleiuri de conifere și uleiul de lavandă care vă relaxează. La uleiul de conifere să fiți atenți, conifere înseamnă pin, brad, să fiți atenți cei care aveți afecțiuni la rinichi, să încercați să-l evitați sau să-l folosiți mai rar. De asemenea, apa, să beți mai multă apă care vă va ajuta să eliminați apă curată, apă cristalină. Și apa curăță și e foarte simplu. Puteți să scrieți pe recipientul cu apă, puteți să lipiți o etichetă în care să scrieți liniște sau curaj. Dacă ați avut frică de boală, să scrieți sănătate. Dacă ați avut frică de bani și de sărăcie, să scrieți prosperitate. Ce frică ați avut, să scrieți opusul. Și curaj, bineînțeles, pentru că am avut foarte multe frici
Și antonimul fricii este curajul. Acesta este antidotul. Frica de necunoscut, cunoaștere, înțelepciune și încrederea în Dumnezeu și în Univers, desigur. Cam aceasta. Dacă voi mai aveți alte idei, alte sugestii, le puteți adăuga în comentarii și le primesc cu mare drag să facem o comunitate în care împărtășim fiecare starea de bine și ne ajutăm unii pe ceilalți. Vă îmbrățișez cu drag. Vă pup. Pa, pa!